Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Proverbelor, la capitolul 22. Și voi citi doar două versete. Voi citi versetul 6 și versetul 22. 659 este pagina Sfânta Scriptură. Deci, Proverbe, capitolul 22, versetul 6, unde înțeleptul spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul 28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Amin. Vă rog să vă poate. Vreau să rog dacă voie să mergem din bucuria împreună în dimineața asta, aici, în Biserica Domnului, în Casa Domnului. Vă rog să ne reîntâlnim. Sunteți aceiași, sunteți mai frumoși, poate ca altădată. Ați crescut mai mari copii, aveți instrumentiști, puteți cântăreți buni, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și pentru că suntem împreună în Casa Domnului, ne bucurăm de sănătate, ne bucurăm de prosperitate, din toate punctele de vedere. Și cred că la mine nu motiv să ne plângem. Cred că toate acestea sunt motive ca să îi mulțumim Domnului. Pentru că și El, ce vă spune Sfânta Scriptură, ne poartă în cadrul Său de Divin. Să lăudați Sfântul Domnul. Amin. Vă bucur să fiu în dimineața aceasta și împreună cu familia tatălui Adi. Am înțeles că acesta e al treilea copil pe care îl prezintă înaintea Domnului. Doresc ca Domnul să îl binecuvinteze. Și Domnul să binecuvinteze toate familiile din biserica aceasta. Amin. Domnul să binecuvinteze părinți. Amin. Cu înțelepciune, cu putere, cu răbdare, cu călăuzire prin Duhul Sfânt. De asemenea, Domnul să binecuvinteze toți copiii, de la cei mai mici până la cei mai mari. Trei vremuri în care familia este atacată din toate părțile. Din toate mediile, din toate mijloacele. Ajuns să se spună că familia tradițională deja este demodată. Ne este rușine de valorile pe care le-am moștenit și le-am transmis din generație în generație. Europa este rușine de moștenirea ei, de tradiția ei creștină. Toate instituțiile europene care îi spun că sunt atât de moderne, când au ajuns să facă o Constituție, până n-are ce căuta numele Lui Dumnezeu în Constituția noastră. Am depășit aceste lucruri. Chiar așa se vorbește că acum noi trăim într-o perioadă post-creștină. Rămas creștinismul lor. Am înțeles că s-a citit la dimineață, la deschiderea programului, din Psalmul 78, acolo unde omul Dumnezeu spune cuvinte frumoase despre creșterea copiilor. Acolo spune că și Dumnezeu a dat o lege în Israel, a pus o mărturie în Iacob și a poruncit părinților ca să-și învețe în ea copiii. Avem această datorie ca să ne creștem copiii, să ne învățăm, cu alte cuvinte să-i educăm. De ce este atât de importantă educația oamenilor? Educația nu este importantă doar pentru noi cei care suntem în biserică, care încercăm, care ne luptăm ca să ne educăm copiii în spiritul Scripturii, în valorile Scripturii, valorile Bisericii lui Dumnezeu. Educația este valabilă pentru toată lumea, din punct de vedere social. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai merge nimeni la școală? Ce s-ar întâmpla dacă nimeni n-ar mai învăța nicio meserie? Ce s-ar întâmpla? Și aici aviz celor care nu mă ascultă acum, dar vină să mă asculte. Dar sunt destule voci care vorbesc. Ce s-ar întâmpla dacă copiii ar fi crescuți fără de mamă și fără de tată? Un românii. Este așa o vorbă transmisă din înțelepciunea populară. Pentru că nu ai cei 7 ani de acasă. Adică îți lipsește educația de bază care este primită acolo în sânul familiei, de la mama și de la tată. Spun astăzi oamenii că nu se pot fi crescut copiii și altfel. Acum sunt circunstanțe în care, mă rog, copiii sunt crescut doar de mamă sau de tată. Dar regula de bază este aceasta. Educația este un lucru care este, pot să spun, temelia societății în care noi trăim. Și a fost temelia societății din totdeauna. A fost baza din care s-au transmis valorile de la o generație la alta. Și oamenii
au știut acest lucru. Și cu cât au fost oamenii mai educați, cu atâta societatea a progresat, a făcut pași înainte. De exemplu, evreii au fost cei care au pus poate că cel mai mult preț pe educație, pe creșterea copiilor, în valorile lor. Și nu este de mirare că după 2000 de ani, ei crescând sau trăind, împrăștiați pe toate meridianele globului. Și au ajuns ca după 2000 de ani să-și reîntemeze statul lor, să vorbească aceeași limbă, să vorbească limba ebraică. Noi care suntem străini aici, generația noastră vorbim românește. Copiii noștri care vin după noi vor vorbi așa o amestecătură între limba română și limba spaniolă. Cei care vor vin între aceea, treia generație, dacă vom continua aici, își vor aminti așa vag despre limba română. Pentru că se pierde. Evreii mai vorbesc limba ebraică și astăzi. Una dintre, pe lângă faptul, nu trebuie să neglijăm lucrul acesta, că și-au avut călăuzirea lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu, pentru că cei sunt în planul lui Dumnezeu. Dar una dintre stâlpii de bază a fost educația, pentru că au știut să păstreze valorile în școli și să-și trimite copiii acolo, să-i păstreze acolo. Acum, dacă vorbim despre educație, cuvântul meu din dimineața aceasta, din Proverbe, capitolul 22, are două componente. Versetul 6 este un cuvânt care se adresează părinților. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Iar versetul 28 se adresează copiilor și tinerilor, unde spune nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Educația și acest cuvânt ne aparține nouă, părinților. Educația se poate face în trei moduri. Sau sunt trei stâlpi pe care se clădește educația. Primul, acum le spun în ordine importanței lor, pentru că ar fi impropriu, nu putem să facem o clasificare. Deci unul este mai important decât celălalt, ci sunt împotrivă. Așa cum sunt acești trei stâlpi, susțin tavanul, susțin acoperișul, tot așa este și educația. Tot aceștia susțin în ansamblul lor această clădire, pe care dacă vreți o numim educație. Deci primul dintre acestea este învățare. Adică trebuie să transmitem anumite valori, să verbalizăm. Să le spunem copiilor noștri încă de când știu, încep să priceapă, să le spunem copiilor despre anumite lucruri. Educația, până la urmă, se rezumă, dacă ar fi să folosim o singură frază, trebuie să învățăm pe copiii noștri să deosebească binele de rău. Să aleagă binele și să respingă rău. Când este vorba de învățare, aici sunt învățarea ne aparține, pe de o parte, nouă părinților, pe de altă parte, este biserica cea care completează educația. Învățare. Sunt unii care consideră că și cad ori într-o extremă, ori în cealaltă. Considerând că nu, eu trebuie să învăț copiii și biserica nu are niciun cuvânt de spus aici. Ne aparține nouă. Dar, în același timp, s-a constatat, sociologii au ajuns la această concluzie, că biserica este cea care întărește învățătura care este pe care copiii o asimilează în familie. De exemplu, copiii până la vârsta de 7 ani s-a constatat că și ei cam tot ce le spun, tot ce le spui, ei iau așa ca adevărat. Deci ei acceptă tot ce le spui. De exemplu, povestea banală cu Moș Crăciun. Ei cred că Moș Crăciun este o persoană reală. Încearcă să le explici că nu e adevărat. Pentru că nu poți să le explici. Pentru că ei le au totul toate le au de bune. Și atunci, deci ei primesc anumite învățături acasă, de la părinți, și vin la biserică și primesc aceeași învățătură de la alți adulți. De la păstori, de la predicatori, de la învățătoare de la școală duminicală. Și când văd că aceleași lucruri sunt primite și acasă și și în biserică, aceasta face ca ei să ia lucrurile cu mult mai în serios decât dacă ar fi primite doar de la o singură persoană. Deci biserica este cea care întărește educația din familie. O completează. Sunt unii care plec în cealaltă extremă și care consideră și încredințează toată educația numai bisericii.
Și aici concurează și modelul nostru de viață. Suntem super ocupați, foarte ocupați. Nu mai avem timp de nimic. Nu avem timp de familie. Nu avem timp de, atât mai puțin, de copii. Să ne ocupăm de ei, să-i învățăm. Și îi ducem la biserică. E bine dusul la biserică. Dar cum spuneam, în baza se pune în familie. Și apoi se completează în biserică. Al doilea stâlp al educației, deci putem vorbi mult despre învățare. Al doilea stâlp al educației este exemplu. Exemplul personal. Exemplul personal este cel care cimentează învățarea. Adică, ceea ce învățăm noi pe copii, copiii văd la noi că noi punem în practică, că noi trăim ceea ce spunem. Și când copiii, pe măsură ce cresc, pe măsură ce se maturizează, pe măsură ce și ei știu să discearnă mai bine lumea în care trăiesc, și când văd că ceea ce sunt învățați, văd și făcând părinții, și apoi văd și pe cei din biserică, atunci eu lucrurile mult mai în serios, ca și cum dacă ne-am rezolvat o învățare. Exemplul are și componenta lui negativă, atunci când, și vorbea fratele Ivaș la timpul de rugăciune, învățați-vă copiii să nu fie duplicitari. Dar ca să nu fie duplicitari, copiii trebuie să nu fie duplicitari noi părinții. Deci, dacă noi spunem una și facem alta, păi, știm cu toții, din trăirea noastră, cât de mult valorează cuvintele noastre. Mă amintesc de un exemplu. Eram elev în liceu. Și eu am făcut liceul silvic, acolo unde eram duș, în practică, eram duș acolo, prin pădure și, rog, am mers odată cu un tehnician silvic, eram undeva în pădure acolo, de la Năsăud, undeva spre, încolo, spre, de la Lușca, mai, mă rog, nu are importanță unde. El, domnul respectiv, avea un băiat care era de vârsta noastră, dar era într-o altă clasă paralelă. Și l-am oprit o dată la pauză. Și el s-a așezat să fumeze și, pentru că nu mai eram în incinta școlii, el zice, măi, voi nu fumați. Eram, aveam colegi care fumau. Și unul mai îndrăznesc, zice, păi am fumat, dar noi nu avem. Zice, hai că-ți dau. Și totul aici a întins pachetul, el a întins mâna. Și când a întins mâna, domnul cu cealaltă mână i-a pus mâna în cap. Și a început să-l scuture bine. Și apoi, toată pauza ne-a ținut o pledoarie întreagă împotriva fumatului. Dar el ne ținea o predică împotriva fumatului în timp ce el fuma. Și apoi ne spunea cum el îl pedepsește pe băiatul lui acasă, pentru că și lui a găsit țigări în buzunar. Nu știu ce s-a întâmplat cu copilul lui, dar știu că n-a trecut examenul de treapta a doua, așa, mă rog, așa mai departe. Dar vreau să vă spun, exemplul personal este fundamental în ceea ce privește educația copiilor noștri. Dumnezeu să ne deschidă mintea și să ne dorească voință și putere ca să putem să ne învățăm copiii în felul acesta. Al treilea stâlp al educației este disciplina. Deci dacă prin învățare asimilăm, transmitem copiilor anumite valori, le întărim prin exemplu, prin practica noastră, disciplina este cea care este menită ca să corecteze un comportament greșit al copilului. Deci noi învățăm un anumit lucru, dar tot în proverbe spune că nebunia este lipită de inima copilului. Adică noi trăim într-o lume care este contaminată de păcat. În care răul, în care o tendință a omului este să facă tocmai contrariu a ceea ce este învățat. Tendința aceasta, pentru că suntem într-o lume infectată, suntem sub influența păcatului. Într-o lume în care, până că toată lumea zace cel rău. Și când copilul, când tânărul, când adolescentul merge pe un drum greșit, părintele este chemat ca să-l corecteze, să-l disciplineze. Cum când este vorba de disciplină, această lucru este la mod în ziua de astăzi. Dar chiar ai putea să ai, dacă mergi prea departe și ai spui prea multe lucruri, în ceea ce privește, mai ales când este vorba de disciplinarea fizică, dar putea să ai probleme. Pentru că societatea în care ai trăit spune că nu, acestea sunt depășite deja. Și o să vedem cum va arăta generații, cum vor arăta generațiile următoare. Încât nu ai, când părinții
sunt deposedați de autoritatea pe care o au în casele lor și nu mai pot să, nu mai au dreptul și nu mai au autoritatea ca să-și disciplineze copiii. Disciplina este de mai multe feluri, nu înseamnă că nu trebuie neapărat să luăm nu iau la copilul nostru. Dar când vorbim, m-a întrebat odată o soră din biserică, era foarte frământată, despre disciplina, despre folosirea nu ieri. Cum este? Este biblică? Nu este biblică? Este indicat? Nu este indicat? Nu este simplu de dat un răspuns aici. Acum eu vă spun ce spune Sfânta Scriptură. Tot în capitolul 22, în versetul 15, spune nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de el. Tot înțeleptul spune că cine cruță nu iau, înseamnă că nu își iubește copilul. Dar când este vorba de disciplină, de corectarea comportamentului greșit al copilului, trebuie să știm câteva lucruri. Pedepsește-ți copilul, dar pedepsește-l în funcție de gravitatea vinei pe care o are. Pedeapsa trebuie să fie moderată. Trebuie să fie proporțională cu vina pe care o are. Copilul trebuie să știe pentru ce este pedepsit. Nu numai se trezește cu o palmă după cap. Păi nici nu știe pentru ce. Spune-i înainte de ce. Pentru ce a greșit. Ca să știe. Să-și asimileze. Dacă procedăm așa, altfel, cu tot cuvântul Domnului ne spune, Apostolul Pavel spune, părinți, nu tărâtați pe copiii voștri la mânie. Ca să nu-și piardă nădejde. Și atunci, dacă tot vorbim despre disciplină, trebuie să mai ținem cont și încă de un lucru foarte important. Disciplina, mai ales când folosim nu iau, trebuie să aibă în vedere o greșeală de ordin moral. Pentru orice. Pedepsește-ți copilul când l-ai prins cu mințit, cu furat, cu vorbit urât cu alții, mai ales cu adulții, sau și cu oricine. Folosește cuvinte jignitoare, cuvinte murdare, pedepsește pentru asta, ca să se corecteze și spune că nu-i bine ceea ce face. Dar nu-l pedepsi când o spart cu valvulie sau un pahar. Pentru că poate că și tu ai spart, dar la alte două. Odată o mamă spunea, o fată îi spunea mamei, mamă, de ce tu ești singura din casă că nu te mustră nimeni, nu te ceartă nimeni când spart farfurii? Copiii toți erau certați. Mama nu era certată, dar și ea făcea aceleași greșeli. Acum copiii au mai puțin îndemânare decât nu putem să ne așteptăm să aibă aceeași îndemânare cum avem noi adulți. Dar disciplina, cum spuneam, pot să fie mult mai multe, sunt mult mai multe metode prin care putem să disciplinăm copiii. Dar are rolul ei. Acum, vorbim despre educație, vorbim despre îndatoririle pe care le au părinții. În versetul 28 am citit, spune, nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Și acest cuvânt nu se mai adresează părinților, în primul rând, ci se adresează copiilor. La cei care mă ascultați în dimineața aceasta, copii, indiferent de vârsta la care sunteți, mai mici sau mai mari, toate care pricepeți. Cuvântul Domnului le spune în dimineața aceasta, după ce ne vorbește nouă părinților și ne învață ca să ne educăm copiii, să-i creștem. De fapt, Apostolul Pavel spune, nu întărâtați pe copiii voștri, la mânie, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Adică și învățați și disciplinați. Disciplina poate să fie, dacă nu folosești nuiaua, și încă un lucru. Folosirea nuierei nu mai funcționează atunci când copilul a crescut mare. Dacă nu ai folosit-o când a fost mic, proporțional, cum spuneam, în funcție de gravitatea vine pe care o are, atunci când este mai mare, nu mai funcționează. Atunci trebuie să folosești alte metode. Îngrădindu-i anumite libertăți. Nu te duci cu prietenii astăzi. Nu mergi în tabără, că, mă rog, sau așa mai departe. Nu știu. Sunt mai multe metode. Pe copii, putem să-i obligăm și uneori funcționează. Dar pe copii putem să-i motivăm. Adică să le oferim motive ca să le asculte, ca să le primească învățătura, să o urmeze mai departe. Și acum, în partea a doua, cuvântul acesta care vorbește copiilor, nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi.
Ce este hotarul? Acum este traducerea, are aproape 100 de ani. Sunt cuvinte care deja nu mai sunt uzuale. Hotarul, poate ați auzit, dacă nu știți ce este hotarul, poate ați auzit ce este granița sau frontiera. Când Cornilescu a tradus Sfânta Scriptură, România atunci era o țară cu un pronunțat caracter agrar. S-a folosit cuvinte pe care erau uzuale atunci. Atunci toți oamenii aveau bucata lui de pământ sau tarlarele, bucățele lui de pământ pe câmp. Și limita dintre proprietatea mea și proprietatea vecinului se numea hotar. Limită, mejdă, așa se numește la Necos, alte părți, nu? Și aceasta delimita unde se termină proprietatea mea și unde începe proprietatea vecinului. Și înțeleptul spune, nu muta hotarul cel vechi pe care l-au ajutat părinții de ea. Adică nu muta limita. Nu muta mejda. Rămâi acolo în limite. Există un cuvânt în Faptele Apostolului, capitolul 17, în versetul 26. Aici cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu... Haideți să-l citim. Deci în Fapte 17 cu 26. Aici spune că Dumnezeu a pus anumite hotare locuinței noastre. Avem vedere pe monitor. Spune, El a făcut ca toți oamenii ieșit din drumul singur să locuiască pe toată fața Pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. La o analiză sumară am înclinat să credem că ce aici vorbește despre o limită geografică. Și auzeam pe mulți interpretând așa, mai ales când românii au început să emigreze, să plece, mai ales în America, în perioada comunistă și mai târziu, după ce s-au schimbat regimul, plecau spre Europa de Vest. Și vineau și spuneau că Dumnezeu ne-a pus anumite hotare. Eu nu, mă rog, probabil că Dumnezeu ne-a pus și anumite hotare locuinței noastre. Dar versetul, hai să vedem versetul următor. Versetul 27 spune, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească în bâșbâim. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Eu înțeleg că Dumnezeu a pus hotare, adică a pus limite, pentru ca în aceste limite noi să-L căutăm pe Dumnezeu și numai acolo putem să-L găsim. Educația înseamnă limite. Le punem limite copiilor, spune până aici este bine, de aici încolo este rău. Și să nu treci de aici, că dincolo îi vei avea probleme. Și trebuie să te corectezi dacă depășești limita. Cuvântul vine și ne spune în dimineața aceasta să nu mutăm hotarul pe care l-au așezat părinții. Eram adolescent. Am citit o carte, un roman. Și mi-a rămas imprimat în memorie. Romanul Ion. Mi-a plăcut în prima fază pentru că acțiunea se desfășura tocmai în locul în care m-am născut. Și chiar amintește în carte de câteva ori despre Vărare. Vărare era vechiul nume al satului Necos. Și amintește de câteva ori și, mă rog, avea așa această farmeculie atunci. Ion era un tânăr în pragul căsătoriei. Plin de energie. Așa, Congara de Comerț în Mundo era atunci el. Dar el avea o problemă. Avea o problemă că era sărat. Și era sărac datorită faptului că tatălui a fost bețiv. Și a vândut aproape tot pământul, l-a vândut pe băutură. Și când el s-a văzut cu acest handicap serios, a avut avea probleme și la căsătorie. Dar, într-o zi, Ion, pământul care îl mai avea, s-a dus într-o dimineață de primăvară, s-a dus la Arad. Și când a ajuns acolo la terenul lui, când, înainte de a s-a apucat de Arad, l-a apucat așa un oftat adânc. De ce? Pentru că pământul lui, tarlaua lui, era doar jumătate acum. Pentru că cealaltă jumătate, tatăl său o vânduse pe băutură, unui alt sătean. Și s-a apucat să are și până spre amiază a terminat de cu vaci, de arat. A terminat de brăzdat. Dar când a ajuns la hotar, la mejdă, ce s-a gândit Ion? Cum ar fi să mai intru în copraz. Doar pământul ăsta a fost a meu cândva. A meu ar fi trebuit să fie. Și până la urmă, ce? Eu prin obraz. Nu vă observa vecinul. Și s-a apucat să mai
tras o brasă. Ai tras o brasă în terenul vecinului. Problema este că și când a ajuns în capăt, iarăși vine gândul, cum ar fi să mai dau încă o brasă? Când o brasă? Că nu-i mult. 20 cm, dă-i o brasă. Poate mai puțin 15. Și mai dați încă o brasă. Și a ajuns iarăși la capăt și iarăși la același gând. Și încă o brasă. Coința câteva brazde bune în terenul vecinului și a fost o amenințat să mănânce. Și pe când mânca, vede că se apropie un om de el. Vinea spre el. Și pe măsură ce omul se apropia, în mintea lui a început să îi colțească gândul, dar dacă cel mai bine e vecin. Și pe măsură ce se apropia, într-adevăr, era vecinul. Și pe măsură ce se apropia vecinul, el tot era tot mai neliniștit că, să știi că totuși va observa. Și-a venit vecinul și-a observat. Și-a s-a luat la bătaie, doi plăjgani, și-a bătut până s-a obosit. Amândoi. Și în cealaltă zi, vecinul s-a dus și l-a dus pe la dat pe el în judecată. Pentru că totul a început de la un gând, de la o singură brasă. Și acum revenind la cuvântul nostru. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Spunea că noi trăim într-o lume contaminată de păcat. Și dacă noi suntem copii, ca dacă copiii sunt învățați în biserică și în familie, anumite valori, valorile sociale, valorile morale, valorile spirituale, care au în vedere bunăstarea noastră eternă, viața veșnică de dincolo. Și atunci, să știți că numai în familie și în biserică primiți astfel de învățături. La școală veți fi învățat altceva. Televizorul vă învață altceva. Internetul vă învață altceva. Facebook-ul vă învață altceva. Strada, anturajul vă învață altceva. Clasa politică vă învață altceva. Toată lumea parcă este împotriva bisericii și împotriva familiei care ține la valorile de creștine. Modelele, știu eu, numiți-i cum vreți, aceștia care sunt fotbaliștii, actorii, muzicienii, toți aceștia care sunt în top, am făcut idol din ei. Și aceștia vă învață tot altceva, nu ce vă învață biserica. Și atunci vine tendința aceasta să trecem o dată. Să treci dincolo. Că nu mă obraz. Vine gândul ăsta. Nu mă odată. Nu mă odată. Păi nu mă odată. Vreau să văd ce-i dincolo. Știți, vine diavolul. Ce fain e dincolo. Dincolo. Colorat, frumos, dulce. Și treci numai o dată să vezi frumos. Că doar după aia vin apoi. Și se întâmplă. Era dat prima brazdă. Ca și la Ion, din carte. Când a ajuns la primul, așa a dat prima brazdă, tu nu mai ești în punctul A. Tu ești în punctul B. În punctul A ai gândit într-un fel, pentru că deja aveai încă în minte valorile Scripturii, atunci credeai că totul este simplu, că nu este chiar așa de grav, dar când ai ajuns, ai trecut dincolo, ai trecut limita, ai ajuns în punctul B, acolo gândești altfel. Pentru că deja ești în alte circunstanțe, le s-au schimbat. Tot ai făcut o dată. Ce rost are să mai... Tot aici ești. Merge și a doua oară. Sociologii au ajuns la concluzia, se referau aici la păcatele sexuale. Și au ajuns la concluzia că și în momentul când ai cedat odată, rezistența de a te opune acelui așa păcat a doua oară scade cu 50%. A treia oară scade la 75%, a patra oară deja din oficiu. Intră deja în obișnuință. Intră cu mecanismele acestea comportamentale, automatismele comportamentale. Acolo se ajunge, printr-o practicare repetată. Și totul a început de la o singură brasă, că a trecut dincolo. Și cuvântul Scripturii ne spune ziua de astăzi. Rămâi aici, în limitele Scripturii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce se întâmplă când depășești hotarul, când treci dincolo? Se întâmplă câteva lucruri. După ce ai depășit hotarul, când treci dincolo, ai intrat pe un topogan alunecos, încât este greu să te mai întorci. Cum spuneam, rezistența de a te opune tentației, păcatului, ispitei păcatului, scade foarte mult. Nu mai ai aceeași capacitate să te opui păcatului. Te vei duce
încep, dar sigur, te vei duce încolo. Te vei duce, dacă această parte a arătat pe un topogan, pe care vrei să te oprești și nu mai poți, pentru că te duce El. Intri acolo. Când ai trecut dincolo, intervin mustrările de conștiință, părerile de rău, regretele, plânsul amar. Ca și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar când a văzut că a depășit limita. Iuda și el a depășit limitele, pentru că a văzut că nu mai se poate face nimic, credea el. Până aici a văzut arginții, i-a rugat în templu și s-a dus, era spânzurat. Până acolo pot să... Deci vreau să spun că depășind limitele, scopul diavolului, deci atenție, scopul diavolului ne colorează limitele de dinga, adică teritoriul în afara limitelor Scripturii îl colorează foarte frumos. Arată foarte frumos. Dar scopul diavolului nu este ca să te facă fericit. Scopul diavolului este ca să te ducă la faliment, să te distrugă. Acesta este scopul celui rău. Scopul Scripturii, scopul învățăturii Scripturii este ca să ne facă fericiți aici, pe acest pământ, și mai mult să ne facă fericiți pentru o veșnicie întreagă, să fim împreună cu El. Pentru aceasta a venit Dumnezeu, pentru aceasta ne-a pus limite. Trecând dincolo, te apucă regretele. Trecând dincolo, se mai întâmplă un lucru. Vrei să te întorci. Și nu mai poți. Ați auzit pe unii spunând așa. Aș vrea să mă întorc. Și nu mai pot. I-am auzit pe mulți care au trecut limita, au trecut hotarul, vor să se întoarcă și nu mai pot. Pentru că sunt pe o pantă alunecoasă pe care nu mai pot să se oprească și se duc așa pe această pantă și nu mai pot să se oprească. 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Uitați cum ne amăgește diavolul. Spunându-ne că ne făgădește libertatea. Spune. Acolo vorbește în contextul general al capitolului despre cum s-au strecurat în biserică oameni care învață altceva. Acolo vorbește profeți mincinoși. Deci sunt oameni care ne învață. Și au ajuns chiar și în biserică. Și sunt anumite biserici care e ok, totul, ca și cei din lume. Și spune că acești oameni le făgăduiesc slobozenie, adică libertate. Trecând dincolo, ești liber. Ce să stai acolo între oamenii aceia înguși? Oamenii aceia rămași în urmă? Oamenii aceia proști? Ieși, treci dincolo. Acolo e libertate. Le făgăduiesc slobozenia. În timp ce ei înșiși rog ai stricăciunii. Oamenii care trăiesc ei înșiși în păcat. Păi cum să învețe altceva? Cum să învețe altceva dacă ei înșiși trăiesc în păcat? Așa învață pe tineri, așa învață pe oameni. Trecând dincolo, vrea să te întorci, dar păcatul este cel care nu-ți dă libertatea, ci păcatul te robește. Și te duce până în pragul falimentului. Citim în Sfânta Scriptură pilda care o știm așa de bine cu toții, pilda fiului risipitor. Numai când a ajuns la faliment, la faliment total. Atunci, spune că stânărul acesta și-a venit în fire și a zis câți argați ai tatălui meu, o belșug de pâine și o mor de foame aici. A ajuns în acest stare atât de jalnic încât porcii aveau de mâncare și el n-avea de mâncare. Trăiau mai bine animale decât el. Și atunci, pe fondul acesta a lucrat vocea Duhului Sfânt în mintea lui și spune du-te înapoi acasă, du-te la tată. Să știți că sunt unii care pot să-i spui și astăzi, și mâine, pot să-i spui în toate felurile. Dar nu te ascultă. Pentru că urechile sunt închise, ochii sunt închiși, nu mai vrea să vadă nimic. Și pe astfel de oameni, Dumnezeu îi duce sau îi lasă ca diavolul să-i ducă la faliment total. Și numai acolo se trezesc. Unii dintre ei se trezesc și își dau seama că sunt pe un drum greșit. Și de acolo îi scoate Dumnezeu și îi aduce înapoi iarăși în biserică. Cuvântul meu în dimineața aceasta pentru toți tineri, pentru toți copiii din biserica aceasta. Nu muta hotar. Amin. Nu muta hotar. Rămâi în limitele Scripturii. Nu fi tentat ce este dincolo. Știți ce este dincolo? Plânsul și sprijinirea dinților. Ce este aici? Aici este belșug în casa Tatălui. Este belșug de pâine. Aici este belșug de binecuvântare. Aici vei găsi pace și armonie. Aici vei găsi drumul care te duce la viața veșnică. Lăudați să fie Domnul!
scopul bisericii, scopul ultim al bisericii și al Scripturii este ca să ajungem în cele din urmă mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta suntem în biserică. Apostolul Pavel spune, dacă nu înviază morții, să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. Atunci, deci dacă nu există viață veșnică, dacă nu există nimic dincolo, atunci putem să trăim oricum. Trăiește-ți viața, dar cum spun cei din lumea asta. Poți să trăiești oricum, nu mai sunt limite. Poți să, nu mai sunt valori morale. Fiecare trăiește cum vrea el. Dar dacă înviază morții, dacă Dumnezeu care a spus să nu furi, a spus să nu și a spus să nu prea curvești, dacă Dumnezeu care a spus toate aceste lucruri, din punct de vedere moral, El a spus că într-o zi va veni după noi. Și numai acel care trăiește toate aceste valori, în limitele Scripturii, care nu trece dincolo, în ziua aceea va auzi cuvintele Domnului, veniți binecuvântați toată. Mai am încă un lucru pentru, și mă întorc chiar și la părinți. Dar dacă noi părinți n-am păstrat total. Înțeleptul aici pornește când spune versetul 28, nu muta hotarul pe care l-au avizat părinții tăi. El pornește la premisa că părinții au păstrat cu sfințenie hotarul. Dar dacă noi, părinții, suntem falimentari aici. Că știți, politica diavolului este una a pașilor mărunți. Trecem un pic dincolo. Trecem. Admitem. Astăzi admitem un anumit lucru. Tolerăm. Ce tolerăm astăzi? Peste 10 ani va fi regulă în biserică. Atenție! Deci ce tolerăm astăzi? Peste 10 ani va fi regulă. Peste 20 de ani? Deja o loc ca moștenire spirituală. Că a fost aici. Dacă am depășit hotarul noi, oare de ce treabă prorocul? Ne stați în drumul și întrebați care sunt cărările cele vechi. Căutați-le și umblați pe ele, spune prorocul. Pentru că și pe vremea lui oamenii au căutat cărări noi, au depășit și ei limitele și au uitat de cărările cele vechi. Tot prorocul spune, întoarceți urma pașilor tăi în vale și vezi. Ce ai făcut? Ce ai lăsat în urma ta? Vorbim despre educație, știu că odată am predicat despre Adonia. Întâi Împărați, capitolul 1. Și este un verset acolo care pe mine m-a pus pe gând. Adică tatăl său nu-l mustrase niciodată și nu i-a spus niciodată pentru ce face așa. Dacă ne uităm la familia lui David, vedem că și copiii lui l-au făcut de râs pe tata de multe ori. Și au făcut niște fapte reprobabile. Și Amnon, și Absalom, și Adonia. Și tatăl lor spune că nu l-a mustrat niciodată pe Adonia. Lui Solomon îi spune David într-o împrejurare, când el de la seara, îi se apropia sfârșitul, îi spune că trebuie să-l pună la punct pe Ioab. Lucrează cu înțelepciunea ta, dar Ioab nu merită ca să se pogoare în locuința morților normal, ca toți oamenii. El trebuie să fie pedepsit. Și acum întrebarea mea este, de ce nu l-a pedepsit David? Și de ce? Când ar fi trebuit să-l disciplineze pe Absalom și pe Adonia, aceștia i-ar fi spus, hei, stai puțin, tu vorbești? Ce caută Batșeba în casa ta? Unde este Urie? Gura închisă. Și eu, și David trebuie să tacă. Și probabil că din aceste circunstanțe, din cauza aceasta, copiii s-au dus pe drumul lui. Trebuia să-l pună la punct pe Ioab, datorită greșelilor grave pe care a făcut acesta. Și când ar fi trebuit să-l tragă la răspundere pe Ioab, stai puțin. Tu mi-ai trimis o dată o scrisoare. Ostașul de rând, acolo din capătul taberei, n-a știut. Dar eu am știut. David spune la într-o împrejurare. Deși am primit ungere împărătească, dar ființii lui sunt mai puternici decât mine. Tocmai din cauza aceasta, pentru că împăratul la un moment dat a trecut și el hotarul. Și acum noi părinți, dacă ai depășit hotarul, Cuvântul lui Dumnezeu spune în dimineața aceasta, întreabă care sunt cărurile cele vechi și toate iarăși pe drumul pe care l-ai părăsit. Spune-i copilului tău, atunci când îl înveți din Scriptură, îmi pare rău că am mers un drum greșit.
Trebuie să ne mărturisim față de biserică, față de păstor, înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Dar mărturisește-te și față de copilul tău pe care vrei să-l înveți. Nu urma exemplul pe care am mers eu. Și o astfel de atitudine, când ne întoarcem iarăși pe drumul pe care ar fi trebuit să mergem, numai atunci își va avea efect educația în casele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cere iertare. Pune că-ți pare rău pentru aceasta. Și întorcându-ne toți la Scriptură, atunci și cei care vor veni după noi vor putea să meargă pe același drum. Cum va arăta generația următoare? Noi suntem responsabili cum va arăta biserica peste o generație. Noi părinții, în funcție de cum ne învățăm copiii, în funcție de cum ne disciplinăm copiii, în funcție de cum trăim noi pocăința, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe familia fratelui Adi, Domnul să vă dorească înțelepciune, călăuzire prin Duhul Sfânt ca să vă educați copiii, să fiți o familie modernă, biserică, Domnul să vă binecuvinteze micuțul, Domnul să vă binecuvinteze pe ceilalți copii, Domnul să binecuvinteze pe toți copiii din biserică. Amin. Este nevoie de binecuvântare. Să știți, noi trebuie să ne învățăm copiii, dar mai există o altă componentă a educației, care este binecuvântarea de Dumnezeu, care dă Dumnezeu. Și o dă părinților care stau aproape de El. Sunt, noi trebuie să ne păzim copiii, dar sunt anumite lucruri care scapă de sub controlul nostru. Noi trăim într-o lume spirituală. Noi percepem lumea în funcție de posibilitățile pe care le avem noi, dar lângă noi mai există și o lume spirituală pe care noi nu o vedem. Și de lumea aceasta spirituală invizibilă, dar care ea există, copiii noștri sunt protejați datorită binecuvântării pe care o primesc în casa Domnului. Valorați aceasta! Tinerii care ați fost aduși la binecuvântare, mulțumiți lui Dumnezeu pentru aceasta și nu neglijați binecuvântarea, nu călcați în picioare binecuvântarea, rămâneți aici și Dumnezeu vă va proteja. Dumnezeu vă va binecuvânta. Dumnezeu vă va călăuzi. Domnul să binecuvinteze biserica întreagă. Amin.